Donald Trump este cu cele 40% procente pe care le are până în prezent atât de sigur de victoria lui, încât refuză să participe la prima dezbatere din preliminariile alegerilor prezidențiale. Nu vrea să se confrunte cu niciunul dintre potențialii săi adversari, pentru că, după cum afirmă, el a demonstrat în calitate de președinte al Statelor Unite minunile pe care le poate săvârși și, într-adevăr, a obținut rezultate foarte bune, mai ales în plan economic. Dar dezbaterile sunt necesare pentru ca cetățeanul american să înțeleagă de ce un candidat are poziții diferite de ale celuilalt candidat. E o confruntare de idei din care cetățeanul are de învățat, așa că nu cred că este legitim să abandonez terenul acestei lupte.